Bună și bine v-am regăsit! Nu am mai făcut de mult un clip cu haine din afară și asta pentru că de anul trecut, de când a fost starea de urgență, am încercat pe cât posibil să renunț la tot ceea ce înseamnă mers la poștă. N-am mai vrut să am de-a face. Inițial a fost și teama că mi s-ar putea întâmpla acolo chestii nasoale, dar ulterior s-a întâmplat și din cauza faptului că cel puțin la poșta de care eu aparțin lucrurile nu se desfășoară foarte bine, adică nu mai au voie mai mult de două persoane înăuntru, ceea ce înseamnă că riști să stai și câte o oră pe afară, la coadă. Și de când am văzut asta am renunțat și m-am cam îndreptat către curier, este mult mai comod și ceva mai scump, dar asta e viața, adică comoditatea întotdeauna se plătește. Cam așa stau lucrurile și în cazul acestui colet, care vine, după cum vedeți, de pe YesStyle. Și m-am gândit eu, când mi-au propus ei să îmi trimită niște produse fashion, după cum am spus ei, că aș putea avea o surpriză plăcută, pentru că m-am gândit că din moment ce comercializează cosmetice originale și bune, lucrurile ar putea sta la fel și pe partea de haine. Așa cum am mai spus, sunt partea unui program de-al lor, ceea ce înseamnă că periodic primesc tot felul de invitații de a participa la diverse campanii, la unele zic da, la altele zic nu, pentru că știu din start că nu-mi va plăcea și nu mai vreau să am experiența aceea în care să mă strâng foarte tare în fața camerei și ulterior să nu știu cum să prezint clipul. Așa că încerc pe cât posibil să stau în banca mea și să nu mai intru în acele campanii din care ulterior nu voi ști cum să ies. Problema principală cu care m-am confruntat în momentul în care am vrut să-mi aleg produsele a fost dată de faptul că produsele acelea care erau cele mai drăguțe și care mi-ar fi plăcut să fie ale mele aveau durata de nu de livrare, de plecare din depozit foarte lungă, adică undeva la 21 de zile. Motiv pentru care persoana cu care am vorbit m-a sfătuit să nu le aleg pe acelea, pentru că odată durează foarte mult și în al doilea rând nu există garanția că ele vor reveni în stoc. Atunci m-am îndreptat către alea de 14 zile, pentru că au și această categorie, care de asemenea însemna un timp de așteptare destul de lung, dar care arătau bine și care îmi plăceau și pe care mi-aș fi dorit să le am. Așa că am ales din acea categorie, pentru că cele care apăreau ca fiind în stoc și care plecau imediat către curier nu mă încântau foarte tare. M-am îndreptat către pulovere. M-am gândit că e varianta cea mai simplă, cea mai ușoară, că practic sunt șansele cele mai mici ca produsul să n-arate ca în poză, pentru că m-am gândit că există și această posibilitate. Și pentru că m-am îndreptat către aceste produse care nu erau disponibile imediat în stoc, m-am trezit că două dintre produsele pe care eu mi le alesesem nu au putut fi livrate. Mi s-a pus la dispoziție varianta de a-mi înlocui acele produse, pentru că evident neplătindu-le nu puteau să-mi dea bani înapoi. Dacă aș fost un client obișnuit, mi-ar fi dat banii înapoi fără probleme. Aș fi avut această opțiune de a-mi alege altceva în schimbul lor. Nu am dorit să o lungesc și mai mult și din cauza produselor pe care mi le-aș fi ales din nou să dureze încă două săptămâni până pleca comanda, așa că am renunțat la tot. Mi-au trimis ei în schimb un cadou care îmi place la nebunie, evident că nu. Dar, ca să revenim, plovărul de pe mine este unul dintre produsele alese de mine și le voi îmbrăca rând pe rând tocmai pentru a mă scuti de această îmbrăcare separată și inserare de cadre, așa că pentru mine, care sunt foarte comodă, e mai bine așa să vi le arăt pe rând îmbrăcată fiind cu ele. Era prezentat pe site ca fiind un produs din cașmir 100%. Din punctul meu de vedere și comparând cu plovărele pe care eu le am pe bune din cașmir, nu are 100% cașmir, dar tind să cred că ar avea cumva în compoziție și acest material. Oricum este foarte fin, este foarte călduros, foarte plăcut la atingere, ceea ce până la urmă nici nu mă interesează la final de poveste dacă este sau nu 100% cașmir, pentru că îmi place plovărul în sine. Îmi place și acest detaliu care în prima fază recunosc că m-a făcut să mă gândesc dacă nu cumva l-ar face să pară ieftin, dar parcă zic eu că nu l-ar face. L-ar putea în schimb să-l facă să pară de babetă, însă nici asta mă deranjează prea tare, pentru că până la urmă către acolo mă îndrept, nu? Și atunci e în regulă. Ideea este că acest plovăr, așa cum îl vedeți, mie îmi place, n-am nimic să reproșez, seamănă destul de mult cu ceea ce era în poză, așa că mă declar mulțumită. Acesta este un alt plovăr din cașmir pe care l-am ales și pe care l-am primit, însă evident că din punctul meu de vedere nu are de-a face cu cașmirul absolut deloc. Este acel material pe care eu cel puțin în copilărie îl știam ca fiind numit Cocolino, pentru că este foarte moale, foarte pufos, foarte plăcut la atingere, foarte călduros, nimic de zis,
dar nici nimic de a face cu cașmirul nu are. Este simpaticuț, acum depinde și de gusturi. Probabil că pentru unele persoane aceste perluțe sau ce sunt ele sunt prea mult sau sunt prea urâțele. În ceea ce mă privește, mi se par ok, potrivite. E adevărat că pentru mine mâneca plovărului vine cam 3 sferturi, după cum puteți observa, însă problema aceasta o am în permanență, nu doar cu hainele din Asia. Pe de altă parte, n-am menționat, dar o să fac acum, toate produsele pe care mi le-am comandat sunt mărimea L, dar între noi fie vorba par un S veritabil, pentru că sunt destul de micuț lucrate. Ce să vă spun, nu este cașmir, asta e clar. Culoarea îmi place foarte mult, în schimb, mi se pare așa că te înveselește și că te duce un pic mai aproape de primăvară, deși nu sunt eu o iubitoare a primăverii, însă ideea aceasta de culoarea cerului de primăvară îmi place, așa că îmi place și plovărul. Și pe acesta îl voi purta, îmi place pentru că fiind destul de scurt în talie, merge și cu fuste. Cămașa pe care o vedeți, de asemenea, a venit la pachet cu plovărul, adică a fost inclusă, dar ea este detașabilă, le poți purta și separat, nu neapărat împreună. Cel de-al treilea produs ales este acest plovăr prezentat ca fiind tot cașmir, dar din punctul meu de vedere este același Cocolino. Însă, de asemenea, plăcut, călduros, drăguț. Îmi place că și acesta este destul de scurt în talie, ceea ce face să fie potrivit și pentru a fi purtat cu fuste, pentru că să știți că eu găsesc destul de greu plovere care să meargă și cu fuste și când mă gândesc la ele mă refer la fustele tip cloș pe care în cazul cărora nu merge orice plovere, adică dacă pui unul prea lung arăți grasă, chiar dacă nu ești grasă. Pe acesta l-am combinat eu cu, cu această cămașă, cămașa este a mea. Mi-a plăcut mult pentru că m-am gândit că acest detaliu care este la mâneci s-ar vedea drăguț. De asemenea și această fundiță din zona gâtului, mi s-a părut că se potrivesc și că ar merge împreună. Îmi place, dar nu este ceea ce promitea a fi din punct de vedere al materialului și chiar și din punct de vedere a ceea ce părea a fi în poză nu este identic. În primul rând că gândiți-vă că acesta este un L, lucru care nu are de-a face cu această mărime, pentru că cineva care ar purta L în mod normal cu siguranță nu are încăpea în el. Și dincolo de asta, pe site părea ca fiind un pic mai voluminos, cu niște mâneci mai ample, mai interesant. Așa este doar un simplu plovăraș. Acesta este ultimul plovăr ales și, de asemenea, pe site era prezentat ca fiind 100% cașmir. În realitate, mie nu mi se pare a se întâmpla acest lucru. E adevărat că cred că are în compoziție și acest material, dar nu 100%. Pe de altă parte, trebuie să vă mărturisesc că nu sunt vreo mega pricepută în ceea ce înseamnă aceste materiale. Prin urmare, s-ar putea să mă înșel, poate că în cazul acestuia vorbim de 100% cașmir. Însă eu mă raportez la cele pe care deja le am și în cazul cărora sunt 100% convinsă că sunt cașmir. Și dacă e să le compar, mi se par asemănătoare, dar nu mi se par identice. Desigur, este posibil să existe mai multe tipuri de cașmir, fiind lucrări diferit, să-l simți diferit la mână. De asta zic, nu mă pricep, nu pot garanta niciuna nici alta, dar nu știu, parcă mă îndoiesc totuși că ar fi 100% cașmir, mai ales că nici în cazul acestuia modelul nu este 1-1 cu poza de pe site. În ceea ce privește aceste tăieturi de la mâneci, în cazul celui pe care eu l-am, pare mai degrabă un plover care a fost descusut și mă aștept că la un moment dat cineva să-mi spună, hei, vezi cât se arăt ploverul. În vreme ce acela de pe site era mult mai amplu, mult mai voluminos în zona umerilor și se așeza și arăta altfel ca urmare a acestor tăieturi, așadar nu este chiar la fel. De asemenea, ceea ce mă privește, cred că voi înlocui acești nasturi pe care mi-au pus ei pentru că mi se par prea triști și atunci eu, ca o babetă în devenire ce sunt, așa cum vă menționam la începutul clipului, am un pahar în care adun diversi nasturi, de pe la plovere vechi, de pe la bluze pe care poate le găsesc în SH și costă 2-3 lei și le iau doar pentru nasturi, fără să-mi placă neapărat bluza în sine. Și atunci îi adun și în momentul în care simt eu nevoia să înveselesc un plover sau un oricare alt articol de îmbrăcăminte, apelez la acest pahar cu nasturi, care să mă ajute să schimb înfățișarea unui articol vestimentar, lucru care v-am spus se va întâmpla și în cazul acestui plover. Pentru că, deși ploverul nu este întru totul ceea ce părea a fi pe site, îmi place și îl voi purta, îmi place mult acest guler, eu sunt fan al ploverilor cu guler, deși într-o vreme nu le mai suportam din cauza că aveam impresia că mă sufocă,
Însă, în același timp, mi se pare că nu e nimic mai elegant decât un guler din acesta înalt. Poate că, între timp, mă voi gândi chiar să cos cu totul această porțiune de aici pentru a nu mai lăsa loc interpretărilor, pentru că oricum nu a fost obținut efectul care părea a fi dat de această tăietură în poza de pe site. Însă mă voi mai gândi eu cum le aranjez, cum le cos, cum le învârt, însă cu siguranță îl voi purta, pentru că e ok. Vă spusesem eu că am primit și un cadou de la ei, oricum este un produs pe care nu l-am comandat. Este vorba despre acești colanți, care, vă spun sincer, că ar fi fost ultra mega bineveniți dacă erau negri. Pentru că eu astfel de colanți îmi iau iarna cu fuste, pentru că altfel, la cât de friguroasă sunt, n-aș suporta să umblu în fuste fără niște colanți din aceștia îmblăniți. Deși e adevărat, până acum, nu știu dacă m-au vreodată unii atât de îmblăniți, aici mi se pare că e de-a dreptul o mochetă, nu blăniță. Și îmi pare tare rău că sunt în această culoare care mi se pare absolut oribil atunci când vine vorba despre colanți, adică n-aș putea să-i port, nu-mi plac din această cauză. Poate că îi voi purta doar în contextul în care voi alege niște cizme foarte înalte, o fustă care să aibă o lungime astfel încât să nu permită să se vadă această culoare. Altfel, ei pare ar fi făcut foarte bine, în sensul în care au și niște chestii care să te susțină la spate, să chiar pe bune îmi pare rău că nu sunt negri, pentru că atunci cu siguranță aș fi putut să îi port. Și dacă aș fi comandat doar ploare, așa cum avusem intenția, cu siguranță concluziile acestui clip ar fi fost altele. Aș fi spus că ploverele sunt ok, că materialul e ok, chiar dacă nu sunt unul la unul cu ceea ce pare a fi pe site, totuși ele sunt bune de purtat, sunt în regulă, materialele sunt acceptabile sau chiar foarte faine în cazul altora. Dar am făcut greșeala, sau poate nu e o greșeală, poate este binevenită această greșeală, să îmi comand și un palton care, Dumnezeule, n-are nimic de a face cu ceea ce părea a fi pe site, dar nimic. Lăsăm la o parte faptul că și acesta era prezentat pe site ca fiind 100% cașmir, este un material ridicol, este absolut oribil, este o chestie care nici măcar pe post de cârpă nu o poți folosi, pentru că evident este ceva 100% sintetic, care nu are nicio legătură, dar nicio legătură cu ceea ce îți lăsa impresia a fi în poze. Și încă o dată vă spun că, într-un fel, regret că nu mi-am ales un alt pulover pe care l-aș fi putut purta, dar pe de altă parte mă bucur pentru că în felul acesta nu am putut să mă las păcălită și să cred că produsele lor toate sunt ok și că nu au de-a face cu ceea ce puteai primi de pe alte site-uri din Asia. Eu oricum o să vă las link în descrierea clipului, tocmai pentru ca voi să înțelegeți și să vedeți cum arătau pozele de pe site, cum erau descrise produsele și cum le-ați văzut la mine, ca să puteți să faceți o comparație și să vă dați seama dacă merită sau nu. Dacă mi-ați permite o sugestie, eu nu aș comanda haine de la ei, aș merge mai degrabă pe ceea ce știu cu siguranță că fac bine, și anume pe partea de cosmetice, unde într-adevăr poți face o afacere bună dacă îți cumperi. Și cam aceasta a fost experiența mea cu hainele de pe YesStyle. La final de zi, dacă e să trag linie, am ales cu 4 plovere drăgălașe, să zicem, pe care eu una le voi purta, mi se par ok, dar evident că pe viitor, dacă ar fi să scot bani din buzunar pentru a cumpăra haine, nu cred că m-aș îndrepta către acest site, poate doar în cazul în care produsul respectiv ar avea foarte multe review-uri, însoțit de multe poze de la mai mulți clienți și să mi se pară că într-adevăr produsul respectă și este conform descrierii pe care o are pe site-ul lor. Până una alta, vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați urmărit. Mi-ar plăcea tare mult să îmi spuneți în comentarii părerea voastră și să îmi spuneți care sunt impresiile pe care vi le-a lăsat această primă sesiune de shopping de haine pe YesStyle.com. Vă mulțumesc tare mult! La revedere!